După ce s-au distrat la petrecerea de Revelion, românii au ieșit iar la cumpărături, unii pentru a se aproviziona din nou, iar alții pentru a mai face puțină mișcare. Indiferent care a fost motivul, în hipermarketurile constanțene a fost agitație. Hipermarketurile din Constanța au fost pline încă din primele zile ale anului 2017, semn că românul este pasionat de cumpărături. Dacă unii au ieșit pentru a se aproviziona cu fructe și legume, alții au ales să meargă prin magazine doar pentru a face puțină mișcare, mai ales că bunătățile servite la masa de Crăciun și Revelion au început să se vadă atât în cazul siluetei doamnelor, cât și a domnilor. Am adus fetele să mai plimbeam, mai cumpără ce are nevoie. Fructe, ce îi strig necesar. Așa, mici completări și mai mult ca să ieșim din casă. Am luat niște dulciuri pentru că am găsit la ofertă, vrem să facem un tort că vine Sfântul Ion. Cam astea, nimic așa mare și important. De altfel, prima zi a noului an a adus și scăderea taxei pe valoare adăugată de la 20% la 19%, deci prețuri ceva mai mici la rafturi pentru toate produsele în afară de mâncare.